for the broken hearted. Y2 Lima Lima Zulu și în seara aceasta vom proceda la celebrul unboxing la The New Iaesu Fox Tango 991. Cum vedeți, avem în față ambalajul cu obiectul în interior. Echipamentul a fost comandat pe sfârșitul lunii decembrie din Delta Lima, de la Diploma, iar luna aceasta, la început, au procesat comanda, iar pe data de 8 a fost făcută plata către ei, iar la nicio săptămână UPS a livrat coletul. Așa că să procedem, să vedem ce conține această cutie minunată. Ca de obicei, dealerul ambalează jucăria într-un alt carton pe lângă cel în care vine echipamentul de la producător. Avem aici pe lângă 991, am mai comandat și tastatura nelipsită FH2. Deci, să vedem ce conține. După cum se vede, în interior cutia jucăriei Iaesu Fox Tango 991, ambalată corespunzător cu niște hârtii să stea fixat foarte bine, pe care nu mai avem nevoie. Cutia cu tastatura FH2 și, ca o mică surpriză, văd că cei de la Diphona m-au făcut fericit și cu un System Fusion Iaesu Ball Cup. Frumos din partea lor. Îl vom folosi la întâlnirile din vară. Să dăm la o parte ceea ce nu ne interesează, ambalajul cel urât, și să vedem. Așa. FT991 având serial number 5K200077. Încă nu m-am lămurit exact. Probabil că este undeva, teoretic din seria asta ar trebui să rezulte anul și data fabricației, anul și luna fabricației. În principiu, litera spune luna, dacă avem litera K însemnând A, B, C, D, E, F, G, H, K, rezultă luna a noua. Deci este produs undeva în jurul datei de lunii septembrie. Bun, mergem mai departe. În interior să vedem ce conține. Inițial m-am gândit să nu fac acest film penibil, pentru că YouTube-ul este plin de asemenea filmulețe. După aceea am zis că îl fac ca pe o parodie, la urmă am zis că nu îl mai fac ca o parodie, îl fac în mod normal și îl voi trimite colegului meu
Călin să îi atașeze, să-i atașeze și un sonor corespunzător, la fel cum face la toate filmulețele pe care le produce. Aici e manualul de utilizare cu certificatul de garanție. În spate, bineînțeles, avem o hartă de la IAESU. Lumea nu mai trebuie să prezint chestia asta, lumea e obișnuită. Cablu de alimentare. Aici înăuntru celebrul microfon MH31. Așa. Îl cunoașteți. Suport pentru microfon. Și ceea ce ne interesează cel mai tare, se pune deoparte, jucăria în sine. Cum vă place? Mie sigur îmi place, pentru că de asta am comandat-o. Ok, guys, cum s-ar spune, cam asta a fost. Sunt Y2 Lima Lima Zulu, Timișoara, Epi, ne auzim în trafic. Bye!